Dragilor, mă bucur să fiu și astăzi alături de voi pentru că vreau să vă arăt ce cărți mi-am propus să citesc pentru luna decembrie. Probabil că vă așteptați să fie niște cărți mai vesele, mai optimiste, mai, eu știu, așa în ton cu sărbătorile care se apropie, dar o să vă dezamăgesc puțin pentru că am pus mâna și am ochit trei ficțiuni istorice. Sper să nu mă umple de prea multă emoție sau să nu aibă un impact emoțional prea puternic asupra mea, dar cu toate astea îmi doresc din tot sufletul să le citesc. Sunt niște cărți relativ noi, apărute la Gaudeamus și pe care îmi doresc neapărat să le citesc. Am reușit să citesc una dintre ele, pe cea mai subțirică, și sincer chiar mi-a plăcut. O să vi le arăt pe rând. Copilul lui Noyes, autor Erich Emanuel Schmidt. Cartea este apărută la Humanitas Fiction, iar povestea ne dezvăluie viața unor copii care au fost nevoiți să se rupă de familie, să-și piardă identitatea, să se ascundă și să, în așa fel încât să supraviețuiască Holocaustului. Și o să vă citesc aici puțin, să vă faceți o părere. Avem Belgia anului 1942, cel de-al doilea război mondial nu și-a hotărât încă învingătorii. Evrei sunt siliți să se ascundă sau să fugă, alternativa fiind lagărul nazist. Cei care nu reușesc să se salveze încearcă măcar să-și pună copiii la adăpost. Micuțul Joseph se numără printre copiii care trebuie să se ascundă. El învață să uite, să-și anuleze identitatea, povestea, amintirile, familia. În internatul catolic unde este înscris, pentru a-i se pierde urma, Joseph îl întâlnește pe părintele Pons, un om a cărui misiune va fi să-l ajute pe Joseph să nu-și piardă nici speranța, nici credința în existența binelui. Asemenea lui Noe, părintele Pons salvează făpturile Domnului din fața cataclismelor istoriei. În catacombele bisericii catolice, el construiește o arcă a spiritului pentru Joseph, o sinagogă unde pot fi studiate Tora și Cabala. Alături de părintele Pons, Joseph se va îmbarca într-o călătorie spre limanul vremurilor care se reașează în matcă. Acesta este un roman plin de sensibilitate și de emoție. Cu toate astea mi-a plăcut și se citește destul de ușor, are scrisul ăsta mai mare și destul de aerisit. Am reușit să o citesc într-o după-amiază și, sincer, chiar mi-a plăcut. Chiar mă bucur că am citit această poveste. Următoarea carte pe care vreau să vă arăt este Tatuatorul de la Auschwitz, autoare Heather Morris. Cartea este apărută în raftul Denisei la Humanitas Fiction. Sunt la început cu această poveste, abia am citit câteva pagini, încă nu mi-am format o idee, dar o să vă citesc aici un pic. Tatuatorul de la Auschwitz se bazează pe povestea din spatele unuia dintre cele mai puternice simboluri ale Holocaustului. Numerele verzi albăstrui tatuate pe brațele prizonierilor, femei și bărbați deopotrivă. Când lui Lale îi se oferă ocazia de a fi tatuator la Auschwitz, tânărul evreu slovac înțelege că aceasta poate fi șansa lui să supraviețuiască. Deși trebuie să-și înțepe până la sânge semenii, act pe care îl resimte ca pe o dureroasă profanare, de la masa la care lucrează, nici nu îi se permite să ridice capul spre cei al căror destin îl pecetluiește astfel. Dar într-o zi reușește să surprindă privirea unei tinere al cărei nume îl află în cele din urmă, Gita. Este un roman vindecător despre dragoste și altruism. Istoria lui Lale și a Gitei
demonstrează că nu există loc pe lume în care iubirea să nu poată învinge. Abia aștept să descoper povestea asta pentru că mi se pare interesantă, deși dureroasă și plină de o încărcătură emoțională foarte puternică. Mi se pare deosebită și abia aștept să o lecturez. Dacă voi ați citit-o deja, aștept părerile voastre. Și a treia carte pe care mi-am ales-o este Cu prețul vieții. Este o poveste despre curaj și supraviețuire la Auschwitz. Autor este Max Eason. Cartea este apărută la RAO. Nu știu mare lucru despre această carte, în afară faptului că este o poveste reală. Este povestea unei persoane care a supraviețuit lagărului de concentrare de la Auschwitz și care ne dezvăluie aici povestea sa. Abia aștept să o citesc și pe asta, deși presim că va fi cutremurătoare și îmi va da o stare de neputință și de supărare oarecum, să zic așa. Chiar îmi doresc să o citesc și sper să o citesc în luna decembrie și pe aceasta. Pe lângă cărțile astea triste, mi-am mai propus să citesc și două cărți legate de decembrie, două cărți despre sărbătoare și despre Crăciun. Sper să reușesc să le citesc pe toate și să vă zic părerea despre ele la sfârșitul lunii. Dacă voi ați citit vreuna din ele sau dacă le-ați citit pe toate deja, aștept să-mi scrieți în comentarii să aflu și părerea voastră despre ele. De asemenea, vreau să vă spun și să vă îndemn să fiți activi pe canalul meu pentru că voi premia acest lucru. Și în fiecare lună, de acum încolo, începem cu luna cadourilor, va exista câte o persoană norocoasă, o persoană fidelă, o persoană activă, atât aici pe canalul de YouTube, cât și pe Instagram. Îmi doresc să fiți mai apropiați de mine, să mă lăsați mesaje, comentarii, să-mi spuneți părerea voastră, să-mi spuneți voi ce mai citiți. Să-mi recomandați și voi cărți dacă credeți că o carte merită să fie citită și descoperită și de altcineva. Vă îndemn să fiți mai activi și eu cu siguranță vă voi oferi din tot sufletul meu o atenție, un cadou, o surpriză plăcută. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Vă doresc lecturi plăcute și vă super pupicesc. Pa, pa!